Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a anunțat că debitul Dunării la intrare în țară, secțiunea Baziaș, va fi în scădere, precizând că în privința gradului de umplere a barajelor, acesta este puțin peste 77%. Conform Observator News, reprezentantul Institutului Național de Hidrologie și Gospodărie a Apelor, prezent vineri la videoconferința cu prefecții, a declarat că situația debitelor râurilor va fi staționară în următoarele 24 de ore. Situația debitelor râurilor în următoarele 24 de ore vor fi, în general, staționare, dar în viitorul apropiat vor avea o ușoară tendință de scădere. În această perioadă, debitele medii zilnice se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienți moduli mai mici cu aproximativ 30%. Avem o situație puțin mai ușoară, cu coeficienți mai mari între 30 și 60% pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Bega, Bârzava și Jiu, cu excepția bazinului hidrografic Amaradia, Ialomița, bazinul superior al Mureșului, bazinele inferioare ale Vedei și Argeșului, cursurile superioare ale Trotușului și Buzăului, cursul superior și mijlociu al Bistriței și pe unele râuri din Dobrogea, a explicat reprezentantul Institutului Național de Hidrologie și Gospodărie a Apelor. În ceea ce privește gradul de umplere a barajelor, avem o situație într-o scădere ușoară față de ziua precedentă, pe undeva pe la un grad de umplere pe la 77,3%. Încă nu sunt probleme, dar sperăm că printr-un consum responsabil să putem să menționăm aceste rezerve, a mai transmis Institutul Național de Hidrologie și Gospodărie a Apelor, relatează Observator News.